Primăria orașului Vicovu de Sus se pregătește să atragă cât mai mulți bani europeni prin programul regional 2021-2027. Primarul Vasile Iliuț spune că cea mai mare sumă de peste 7 milioane de euro ar urma să fie atrasă printr-un concurs de strategii care se va desfășura la Agenția de Dezvoltare Nord-Est de la Piatra Neamț, concurs la care se va înscrie cu șanse reale și Primăria Vicovu de Sus. Vasile Iliuț a arătat că la concursul de strategii pe cei 7 milioane de euro este vorba despre două componente, regenerare urbană și cultură și tradiții. Pe regenerare urbană vom merge pe modernizarea pieței din Vicovu de Sus, un proiect de 4,9 milioane de euro. Proiectul include o hală agroalimentară, pavaj, captarea apelor și alte investiții. Ar mai fi încă 680.000 de euro pentru proiectul spațiu urban, un proiect deja aprobat în Consiliul Local, dar vrem să trecem finanțarea prin programul regional. Tot în cadrul strategiei ar mai fi pe partea de cultură și tradiții în spatele casei de cultură, un amfiteatru, o scenă fixă, un teatru de vară care ne-ar ajuta mult pentru evenimentele din oraș. Cu acest amfiteatru am ajunge la cei 7 milioane de euro pentru strategie. Primarul orașului Vicovu de Sus a arătat că mai există o finanțare de 5 milioane de euro pe un apel de strategii pe aceeași prioritate, pe 7 din cadrul programului regional. Cei 5 milioane de euro care sunt pe componenta 7 ar include două săli de sport, pe care le-am putea accesa în Laura și în Plai. Pentru bivolărie ne axăm pe planul de reziliență și acum în iunie va fi un apel de proiecte și vrem să depunem pentru o școală care include și o sală de sport. Deci avem în vedere o școală nouă cu sală de sport în bivolărie, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Tot pe componenta 7 a subliniat Vasile Iliuț, Primăria Vicovu de Sus mai vrea să atragă 3,3 milioane de euro pentru modernizarea unor străzi.